Trebuie să mă lămuriți, vă rog. Nu, dar nu lucrăm aici. Dar cine lucrează aici? Locurile din Carrefour. Ah, ok. Cine poate să mă lămurească la căștile astea? Eu spun. Scrie pe ele că e 69 și la casă mi-au cerut 99. Unde scrie că sunt cei 99? Pe raft. Ia uite. Păi nu, sunt puse prost aici. Păi, astea sunt de la POS, astea sunt de la... Înseamnă că ne păcăliți. Care-s de 69? Cine vă păcălește? Magazinul. Păi poate nu le-am pus noi, poate le-am pus nu. Un client. Da, păi de ce nu sunteți atenți? Care-s 69? 69 sunt astea. Care-s 99? Astea. Am înțeles, le iau pe astea. Ok, înțeleg. Și la... Niște șeric calcitrant când... Veniți să vedeți și la... Și la mașini de tuns. Tot niște clienți v-au pus. Că vă vor rău. Mașina de tuns sunt în dreapta. Așa, la mașini de tuns. Păsându-i. Care e 54, care e 444, care e 49? Toate sunt de 49. Încercați să vă păcăliți, vă credeți clienții sunt tâmpiți. 449, dar și care e 49 și care e 55? Că nu pentru că vă bateți joc de noi. Cu cine batem joc? Cu ce? Ia uitați-vă cum le-ați afișat. Păi care le-am afișat dacă ele sunt puse, că sunt multe. Asta nu mai sunt la 49. Scoateți-le pe astea, scoateți-le. Păi o să se scoată. Stai liniștit, sunt un singur om la muncă. N-am cum să le fac eu pe singur pe toate. O să scriu plângere. Vrei să dau și numele? Da, cum te numești? Andrei. Bravo, Andrei Fodo. Rușine Carrefour. Vă credeți cumpărătorii tâmpiți.